Domnule academician Ioan Aurel Pop, ce v-ați fi făcut dacă nu ați fi mers pe drumul carierei pe care vi-l cunoaște lumea? Cred că m-aș fi făcut tot un fel de profesor de suflete și de trupuri în același timp, pentru că am avut de gând, copil fiind, să mă fac medic. A fost o mare dezamăgire pentru mine, tot copil fiind, când am aflat că nici medicii nu sunt nemuritori, cu toate că pot vindeca aproape toate bolile de pe pământ. M-am orientat spre un alt fel de nemurire, spre nemurirea spirituală. Nu regret niciodată că am pășit pe acest drum. Cum ar fi fost cariera cealaltă, paralelă, care a rămas poate o idee sau o dorință? Noi istoricii învățăm din primul an de facultate să nu ne referim la optativ, să nu zicem ce ar fi fost dacă n-ar fi fost, și dintr-un sentiment de modestie, pentru că noi ca istorici nu știm prea bine nici cum a fost ceea ce a fost, dar minte să ne mai întrebăm și cum ar fi fost dacă n-ar fi fost așa. Cred sincer că fiecare om e bine să facă în viață, ca meserie, ceea ce știe mai bine și ceea ce i-a adus consacrarea, adică dacă e specialist în ceva, să se afirme în acea specialitate. Aveți regrete? Sunt momente în viață pe care poate nu le-am trăit cum aș fi vrut, nu le-am trăit plenar. De pildă, n-am cunoscut sentimentul de frate sau de soră. Ați lua-o de la capăt cu același rezultat, poate? Cu istoria aș lua-o de la capăt și cu viața, fără să schimb foarte multe, pentru că menirea ne-a fost trasată, acesta mi-a fost destinul și poate că aș supăra pronia cerească, cerând mai mult și mereu mai mult, când ar trebui să ne bucurăm de clipa care ne este dată și de acest destin frumos pe care trebuie să-l urmăm așa cum se cuvine să fie mai bine. Și din acest punct de vedere aș lua-o de la capăt, pentru că momentele mari și importante ale vieții au fost, cred, cele cuvenite. Cine v-a influențat cel mai mult în carieră și poate în viața dumneavoastră? I-aș pomeni pe profesorii amândoi de fericită amintire astăzi, trecuți în lumea drepților, profesorul Pompiliu Teodor, membru al Academiei Române, care m-a întâmpinat de la început, de la examenul de admitere, care pe vremea era un examen oral serios alături de examenul scris, și pe marele academician, poate cel mai mare istoric al Transilvaniei, David Prodan. De la ei am învățat care e rânduiala vieții, ce înseamnă să fii istoric în această lume, de ce se cuvine să iubim trecutul și de ce se cuvine să trecem prin viață, cum zice un vers din lirica norvegiană, dacă nu mă înșel, învață de la vântul ce adie pe poteci cum trebuie prin lume de liniștit să treci, tulburând-o numai atât cât trebuie. Pe cine nu ați fi vrut să-l cunoașteți în această viață? Dintre cei pe care i-am cunoscut și n-aș fi vrut, îngăduiți-mi să nu vă spun. Am învățat că iertarea este și dumnezeiască și omenească în același timp și tuturor greșiților mei le-am iertat totul. Universitatea și comunitatea. Am evocat mereu statutul universității de comunitate, de comuniune în sine, pentru că universitatea, puțină lume își mai aduce aminte, este ceea ce se cheamă comunitatea sau corporația profesorilor, dascălilor și magiștrilor, pe de o parte, dar în același timp este un nucleu al comunității mai mari, care e cetatea în ansamblu ei, e societatea.
Care sunt prioritățile noului rector al Universității Babeș-Bolyai? O prioritate este stabilirea și restabilirea calității umane speciale, a omeniei care trebuie să domnească în universitate, de la dialogurile dintre colegi până la dialogurile dascălilor și studenților cu ceea ce este conducerea vremelnică a universității. La timpul prezent, cum se vede universitatea din afară? Universitatea noastră este, dacă nu cea mai vizibilă, cum am constatat în mediul german sau austriac, între cele mai vizibile. În viață avem judecători, nu numai cei cu titlul de judecător și care acționează prin meseria lor în justiție. Ne judecă contemporanii cu voia sau fără voia lor. Iar mie mi-e teamă de un singur judecător în afară de cel suprem care ne judecă pe toți. Mi-e teamă de judecata studenților mei. Vreau să cred că mesajul pe care îl transmit studenților ajunge la inima lor. Altminteri n-aș avea nicio mulțumire și m-aș fi apucat de altceva. Suntem o lume a unei Europe unite și trăim în mondializare, cum zice francezul, sau globalizare, cum zice americanul, și unele din aceste lucruri pot să nu ne convină, dar suntem într-o veșnică confruntare cu celălalt și chiar cu marile universități ale Europei. Menirea unui cadru didactic universitar, în afară de predare, în afară de educația pe care trebuie să o asigure studenților, e cercetare. Universitatea trebuie să fie o tribună deschisă și să ofere tuturor valorilor din societate posibilitatea, dacă sunt valori autentice, de a intra în ea, în universitate. Eu pledez pentru curtoazie. Eleganța intelectuală mi se pare o marcă unei civilizații superioare. Eu cred că o mărturie a spiritelor superioare e moderația din toate punctele de vedere și setea de echilibru. Instituțiile reprezintă valori și marca unei civilizații stă în trăinicia instituțiilor. Ce iubiți mai mult și mai mult în această lume? Iubesc cel mai mult și mai mult trecutul, dar iubind trecutul, trebuie să vă spun că iubesc viața, pentru că viața înseamnă trecut și trecutul înseamnă viață.